Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Eu sunt Silviu și astăzi vom vorbi despre cele 7 minuni ale lumii antice, o lecție foarte importantă din istorie, așa că haideți să începem! Cele 7 minuni ale lumii antice sunt Marea Piramidă din Giza, grădinile suspendate ale Semiramidei, templul zeiței Artemis din Efes, statuia lui Zeus din Olimpia, mausoleul din Halicarnas, colosul din Rodos și farul din Alexandria. Iar noi astăzi vom discuta câte puțin despre fiecare. Marea Piramidă din Giza. Marea Piramidă din Giza, numită și Piramida lui Cheops sau Piramida din Gizeh, este localizată pe platoul Gizeh, în orașul cu același nume. Aceasta este singura minune a lumii care nu necesită descrierea ale istoricilor din antichitate sau ale poeților. Și este singura minune a lumii asupra căreia nu se fac speculații referitoare la formă, mărime și prezentare. Este cea mai veche și totuși singura care a supraviețuit timpului. Contrar părerii generale, numai piramida lui Cheops, nu toate cele trei mari piramide, se află pe lista celor 7 minuni ale lumii antice. Grădinile suspendate ale Semiramidei. Grădinile suspendate ale Semiramidei sau grădinile suspendate din Babilon au fost construite de regele Nabucodonosor al II-lea pentru una din soțiile sale. După o veche legendă, răspândită în special de scriitorii greci, ar avea o origine mult anterioară. Ele ar fi fost construite de regele Ninus, întemeietorul orașelor Ninive și Babilon, pentru soția sa Semiramida. După informațiile istoricului Diodor din Sicilia, uriașele grădini ocupau o suprafață de 15.000 de metri pătrați și se ridicau în 4 terase până la 77 de metri înălțime. Pe terase erau plantați arbori de mai multe specii, unii dintre ei fiind înalți de 24 de metri. Erau udați de pompe cilindrice ale căror secret nu se cunoaște încă. Sub terase, sprijinite pe mai multe coloane, se găseau camere răcoroase pentru familia regală. După unele relatări, se pare că vestitele grădinii au fost dărâmate de perși în timpul ocupării Babilonului, tot atunci fiind dărâmat și turnul Babel. Templul zeiței Artemis din Efes. Templul zeiței Artemis din Efes, cunoscut și ca Templul Dianei, a fost un edificiu antic grec construit pentru zeița Artemis. Templul a fost ridicat în anul 550 înainte de Hristos, în Efes, oraș aflat atunci pe teritoriul Imperiului Babilonian. Se află la 50 de kilometri la sud de orașul Izmir din Turcia. Din templul original nu au mai rămas decât puține relicve. Statuia lui Zeus din Olimpia. Statuia lui Zeus a fost sculptată în tehnică criselefantină, în filde, șornată cu aur și având o structură internă din lemn. Statuia, cu o înălțime estimată la aproximativ 13 metri, a fost realizată de către sculptorul Pidias în preajma anului 435 înainte de Hristos, în orașul Olimpia din Grecia. Pentru adăposirea statuii a fost construit un templu. Se crede că în anul 394 după Hristos, statuia a fost transportată la Constantinopol, unde avea să fie distrusă de un incendiu în anul 475. În 1958 a fost descoperit la Olimpia și atelierul lui Pidias, unde s-a lucrat la realizarea statuii și au putut fi identificate câteva din tehnicile de lucru. Ulterior, atelierul a fost transformat într-o bazilică creștină, în prezent ruinată. Mausoleul din Halicarnas. Mausoleul din Halicarnas a fost opera arhitecților Piteos și Satiros și a sculptorilor Scopas și Timoteos. Mausoleul poartă numele guvernatorului local Mausol, care a fost guvernatorul provinciei elenistice Caria între anii 377 și 353 înainte de Hristos, pentru care fusese destinat ca mormânt templu. Colosul din Rodos. Colosul din Rodos a fost o statuie imensă construită în antichitate pe insula Rodos din Grecia. Statuia îl înfățișa pe zeul grec al soarelui, Helios, și măsura între 32 și 36 de metri. Construcția s-ar fi realizat în 12 ani și ar fi fost finalizată în anul 282 înainte de Hristos. Conform cercetătorilor mai noi, s-ar fi aflat aproximativ pe locul unde în prezent este intrarea în castelul Templierilor.
Farul din Alexandria. Farul din Alexandria a fost construit în secolul al III-lea înainte de Hristos, în Egipt, pe insula Paros, de lângă orașul antic Alexandria. De la această insulă provine și cuvântul românesc far. La început, farul a fost doar un simbol al portului, apoi a devenit indicator pentru marinari. Farul avea o înălțime între 115 și 135 de metri. În lista inițială a lui Antipater, farul din Alexandria era înlocuit cu zidurile Babilonului. Dintre aceste minuni, singura care s-a păstrat este Marea Piramidă din Giza. Existența grădinilor suspendate nu a fost încă dovedită 100%. Înregistrările istorice indică faptul că celelalte 5 minuni au fost distruse prin dezastre naturale. Templul zeiței Artemis din Efes și statuia lui Zeus din Olimpia au fost distruse de incendii. Iar farul din Alexandria, colosul din Rodos și mausoleul din Halicarnas au fost distruse de cutremure. În stabilirea celor 7 minuni ale lumii antice, grecii au avut un rol important. Istoricul Herodot, călătorind în Egipt în anul 450 înainte de Hristos, spunea că nicăieri în lume nu se pot vedea atâtea lucruri de o măreție atât de greu de definit. El exemplifica această afirmație cu două mari construcții egiptene, apreciind că sunt chiar superioare piramidelor și mai exact lacul artificial Moeris și labirintul de la Fayum. Acesta a fost videoclipul, sper că ați aflat multe informații interesante, aștept toate părerile voastre cu mare drag în rubrica de comentarii, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept și data viitoare. Vă pup, pa, pa!